Și continuăm să vorbim despre situația dintre Gabriela și Valentin. Ați mai discutat în pauză? Puțin. Cât avem timp? Câteva minute. Uh-huh. Ei, o să aveți timp. Vă dați seama că nu vine niciun primar acum să vă căsătorească. Dar nu e vorba de asta. E vorba de asta. Dar despre ce e vorba? Ia, spuneți-mi. E vorba că... Cumva eu sunt vinovat, nu înțeleg. Nu am zis că tu ești vinovat. Eu așa o înțeleg. Așa înțeleg situația asta. Sunt vinovat că am văzut ce vine la mine. Eu am înțeles că sunt grave gesturile astea pentru tine și pentru mine păreau normale înainte să le văd pe plasmă, dar acum am realizat că sunt deranjante. Dezamăgirea ta este că ai văzut-o făcând lucrurile astea, că nu și-a amintit, că ei îi se păreau normale, ce anume? Eu am spus chestia aia, băi, uite, nu știu dacă s-a întâmplat, am văzut acolo că s-a întâmplat, băi, uite, chiar îmi pare rău, acum înțeleg, trebuia să vorbim chestia asta, sunt niște chestii pe care poate nu am vorbit, adică să simt eu chestia asta, bă, chiar îți pare rău, adică nu să spui de gura mea, da, nu o să mai fac, nu mă ajută chestia asta. Da, de ce crezi că le spune doar pentru de gura ta? Pentru că am văzut materialul la capricii, cum că nu e asta, e de fapt părerea ei, ca și cum, da. Ai înțeles greșit. Da, se poate să fi înțeles greșit, cum am... Nu vreau să mai zic, da, poate am adică, ție ți-e frică ca nu cumva ea, de fapt, să fie așa și să se abțină de la niște lucruri doar ca să nu te supere pe tine? Da, eu n-aș vrea să întâmple chestia asta. Eu aș vrea să conștientizeze ea că e greșit, nu să se abțină pentru mine și să-mi spună, uite, eu am făcut treaba asta pentru tine, nu e pentru mine, e o chestie foarte normală, de fapt. Păi tocmai că le conștientizez și realizez că deranjează și nu le-aș mai face, nu le-aș mai face pentru că m-aș abține. Ideea e că le-ai mai face și când nu le-ai face nici când o să știi că nu o să le mai vadă el, pentru că da, în momentul în care ieșiți de aici, vă dați seama, nu stă nimeni cu camerele după voi să... Eu vă spun sincer, doamna seama, eu dacă eram Viorel, veneam la mine și îmi ziceam, nu care fi vina lui, așa aș făcut, bă, vezi ce faci cu Denica, uite, are niște gesturi ciudate față de mine, eu reinterpretez aiurea, adică, nu știu, și de asta spun, nu pot să mă pun eu în postura asta. Eu niciodată n-am fost pus în postura asta. Dar poate nici lui s-a părut aiurea. Nu știu ce i s-a părut. Mie Viorel, personal, ți s-a părut aiurea? Bărbat, mi se pare foarte rău. Să facă niște intenții spre mine, să, ca și cum ar plăcea sau lucruri de... Dar și e ciudat că ție nu ți se par gesturile astea. Dar uite, Deni, unde ești? Lui Deni se par niște gesturi deplasate. Nu am zis că sunt ok, dar nu cred că intenția ei a fost asupra mea cu dar alte nici intenții. Dar nici eu nu cred chestia asta. Adică nici eu nu cred că are o simpatie că... față de Viorel sau de Paul sau de oricine altceva. De oricine altcineva, pentru că eu simt. Eu văd chestia asta, nu e vorba de asta. E vorba că în orice alt context se interpretează altfel. Și cum, bineînțeles, și eu aș vedea la fel chestia asta. E foarte greșit din punctul meu de vedere. Păi hai să vorbim de contextul actual. Adică, e logic, nu am nicio intenție ascunsă asupra vreunea dintre ei, adică... E și mai rău așa. Că sunt chestii inconștiente. Oricum, aș zice, nu-i bine, adică... Păi și ce facem? Dacă trebuie să facem ceva. Ce să facem? Trebuie să încerc scuze că am fost acolo și am văzut, cred, nu știu. Nu trebuie să faci asta. Și tu, când ai văzut la capricii, ce anume te-a deranjat? Faptul că ea a spus, ei, ce am făcut așa de grav? Sau cum? Nu, am spus în felul următor. Eu nu sunt... Da, mi-am cerut scuze, nu sunt gen de persoană să stau să mă rog. Valentin, nu mai știu exact care a fost exprimarea ei, dânsei, pardon, dar acea exprimare m-a făcut să spun lucrul ăsta. Adică, da, doamna Flori, îl înțeleg pe Valentin că așa e, dar dacă el nu consideră că nu poate trece peste niște gesturi de genul ăsta, ce pot să fac? Eu îmi cer scuze, dar scuzele mele nu mai repară cu nimic. Eu nu stau să mă rog, vreau să se gândească ce decizia e. Nu sunt genul de persoană care să îl cicălească sau care să... Ajutăm decizia, nu? Decizia, vorba vine, ajutăm puțin, părere, ajutăm să-mi dau seama că... Impulsul de acolo a fost, asta vreau să înțelegi. Da, impulsul de acolo a fost că o fată, două de pe canapea au dat cumva dreptate ei, nu vine fost... să cred cum. Și formă când a zis ta, că primește puțină dreptate, nu, eu vorbesc din live, ce am vorbit în live cu doamna Gabriela. Și după ce cumva i-a dat puțin dreptate, bine, pe urmă mi s-au părut lucruri normale la momentul ăla, asta e acum a trecut. Dar ce pot să mai fac acum? Să-mi cer scuze, dar se pare că oricum nu le accept, adică... Și în acest punct al unei relații, e importantă și mama. Mama, că de asta ați venit aici, doamna Flori, sunteți o femeie trecută prin viață, îl știți foarte bine pe Valentin, cumva ați avertizat-o pe Gabriela în privința felului lui de a fi, în două rânduri, la cele două discuții serioase. Ce facem? Ce fac? Doar ei hotărăsc. Doar ei hotărăsc că... Dar dumneavoastră, ca mama lui Valentin, pe dumneavoastră,
v-au deranjat gesturile astea? Dumneavoastră vi se par deplasate, făcute de către o femeie la adresa altui bărbat și nu al soțului? Doamna Simona, asta vorbeam cu ea aici, că vedeam că trece, sucește, învârtește, nu vorbește nici cu Deni, nici cu mine. Cum să o fac să o prind, să vorbim un pic? Okay. Dar nu despre asta, despre faptul că tot în platou la Capricii s-a vorbit despre ce face ea cu soțul prietenei ei, că, mă rog, și acolo s-a spus, zice, cum așa? Și a zis, da, și a zis, Valiu, apoi, pe mine mi-e deranjează. Deci îi vorbise asta și eu asta vreau să o accentuez. Deci zici, dacă știam că îl deranjează, nu mai făceam asta, dar știai, zic. Asta pare mai grav. Pentru că s-a vorbit și... A fost discuția cu doamna Gabriela Capricii, exact exemplul ăsta, despre băieți, despre chestii. Și am zis, da, el îmbrățișează, că face, că se împupă, că nu știu ce. Și a zis, Valiu, și l-a întrebat, tu ce crezi? Zice, nu, pentru mine nu există. Deci, asta vroiam să accentuez aici. Deci, discutați-i despre asta. Și tu spui, zice, da, dacă știam că de la rază, nu mai făceam asta. Deși o prietenă foarte bună de aici, de exemplu, 50 ani, e altceva. Altceva să ai o relație afară cu o fată foarte bună, prietena ta, iubitul ei, e cu totul altceva. Și atunci când am vorbit aici cu ea, atunci am spus, asta e, eu i-am spus, dacă îl deranjează, asta e, așa dacă vreau, exact ce auzi Valila. Așa am înțeles și eu. Și mai multe am mai spus, dar... Au mai fost și Viorel și Deni, poate și au înțeles de la fel, nu? Hai să, ok, o să oprim un pic discuția asta aici, evident că o să o discutați voi între voi și o să o întoarceți pe toate părțile și să vedeți cum faceți de acum înainte.